Deci avem o sancțiune aplicată în data de 29-a 3-a domnului Dranca Costel din Șcheia cu aplicarea măsurii complementare de imobilizare a vehiculului cu tracțiune animală. Domnul Dranca, surprins undeva în zona Zamca, a abandonat și animalul. Deci în afară de faptul că s-a trecut la imobilizarea vehiculului, a abandonat și animalul. Fapt care ne-a determinat și ne-a obligat să luăm legătura cu Asociația pentru Protecția Animalelor. Dumnealor au fost foarte binevoitori, ne-au lăsat numele de telefon în condițiile în care vom avea o astfel de problemă, să apelăm la ei că ne vor ajuta imediat. Și așa au și făcut. În data de 29 au venit la fața locului, au ridicat calul, l-au dus la casa lui Patrocle, calul i s-a făcut o examinare medicală, am înțeles că nu era subnutrit sau nu i s-a aplicat rele tratamente, dar ei l-au găzduit, să zic așa, timp de 24 de ore, până când Dranca Costea a venit și a achitat amenda. Deci, fapt inedit. Pentru că în momentul în care s-a aplicat amenda contravențională fiind de 500 de lei, el putea să achite jumătate din minim în 48 de ore, adică 250 de lei. Lucru care s-a și întâmplat de altfel. Dranca s-a prezentat a doua zi cu chitanța, cu dovada plății la primăria municipiului Suceava, a amenzii de 250 de lei. Lucru care ne-a determinat să-i dăm înapoi căruța și, bineînțeles, am luat legătura cu Asociația Patrocle și i s-a înapoiat și animalul. Toate pe bază de proces verbal. O a doua acțiune a avut loc în data de 30. Deci imediat, pe data de 30, cert este că s-a trecut din nou la imobilizare, el a fost surprins în zona Opcin. Aici, în zona Opcin, am acționat la sesizarea unor cetățeni de acolo, din zona office, din cartierul Opcin. S-a trecut la imobilizarea vehiculului cu tracțiune animală. Calul, în schimb, el nu l-a abandonat și a luat căruța și a plecat acasă. Căruța a rămas la domeniul public, imobilizată peste noapte. Iar a doua zi dimineață, din nou surprinzător, numitul pânzar a venit și a achitat și el amenda, 250 de lei, și a recuperat căruța. Și oamenii au venit și au plătit amenda. Pentru că așa spune și hotărârea de Consiliul Local, 354. Dacă se face dovada plății, contravenentul poate să-și recupereze vehiculul. Astea două cazuri, practic, cred că au avut ecou. Asta este părerea noastră. Au avut ecou și ecou scontat l-au avut. Adică cel puțin de pe data de 30-a 3-a, până astăzi inclusiv, nu am mai întâlnit nicio căruță. Am mai făcut verificări în zona Opcin, Zamca, George Enescu, nu a mai întâlnit căruțe, cel puțin în perioada asta. În schimb, acești cetățeni ai orașului Șcheia vin înspre zona Suceava cu cărucioare, cu sacoșe, cu, știu, fel și fel de, să zic așa, mijloace de astea improvizate, numai ca să poată intra la buncăre să-și ia, mă rog, ce are de la de acolo, fără a intra cu căruța în oraș. Până la urmă, astea două imobilizări au avut ecou și au determinat pe ceilalți să nu mai vină cu căruța, cel puțin până în prezent, repet, cu siguranță că vom mai avea cază. Da. Însă trebuie să specific un lucru aici. Deci noi, cei de la ordine publică, putem acționa numai dacă aceste vehicule cu tracțiune animală sunt depistate în toate spațiile aparținând domeniului public. Dacă le găsim pe strada principală, pe bulevard, circulând, nu putem face imobilizarea. Imobilizarea se execută numai dacă sunt descoperite în spațiile astea restrânse, între blocuri, la buncări, în spații de joacă, tot ce are denumirea de spațiu. Trebuie menționat că proprietarul uneia dintre căruțe și-a abandonat și calul, ce a fost preluat imediat de către un ONG pentru protecția animalelor din municipiu. În urma investigațiilor medicale s-a constatat că animalul nu fusese bătut și nici subnutrit. Mai multe detalii despre cele întâmplate aflăm în cele ce urmează. Sunt ținută, dar mă duc eu și îl dau jos imediat. Așa l-a bine ridicat peste cap, nu? Da, peste cap. Trebuie să-i ridicați piciorul ca să-i... Nu are nicio problemă. Să te ia de scoate de acolo. Ce privire are să arată. E speriat mai mult. Alex are grijă. Da. Adu un căpăstru ăla nostru. A lăsat ce ăsta? El mai are un căpăstru de subt. Legat, nu, ăla nu se poate lua de cârpă care îl are. Nu, dar nu, că pe asta. Aici. Prost.
aici cu el, îi lasă-l acolo. Lăsi astfel, să n-aș tragi, tragi. Rămâi acolo, nu? Da. Serios? Da. Cum, rămâne acolo? Da, trebuie să... Lasă. Tăiați, nu? Da, da, da. Nu, de ce s-a lăsat? Tăiați, tot strâng. Văd că eu vorbim de mă. Eu nu fac proces de bani de la public. Ce mă zic? A fost... Dar eu i-am bărut. I-am bărut. Ce vreau să zic? Acum, imobilizare. La ce am făcut să fără imobilizare. Cine a prindit consulul?